Administratorul special al clubului Pandurii, Marin Golea, a chemat fiecare jucător la discuții. Fiecăruia i-a propus să-i fie redusă leafa cu aproape 25%. Propunerea a venit ca un trăsnet pentru majoritatea jucătorilor care sunt deja dispuși să renunțe la Pandurii. N-a mai fost o discuție cu tot lotul, au fost chemați separat la unul dintre membrii asociației la birou și fiecare a discutat personal situația lui. Din ce am înțeles, li s-a propus undeva la 20% din primul salariu în câteva zile și după aceea, sigur că urmează ca fiecare în mod particular să-și, nu știu cum să zic, reanalizeze situația. În schimb, alții spun că vor mai îndura această situație și vor mai rămâne la Târgu Jiu doar până la deschiderea perioadei de transferuri. Ei au contracte și trebuie să își respecte contractele, dar sunt și jucători care deja au anunțat că vor să plece. Am înțeles că au transmis și mai departe. Cel puțin jucătorii străini mâine vor să plece acasă. Dar vor rămâne și alții care, ținând cont că suntem în mijlocul sezonului, n-au unde să plece și vor juca și se vor antrena până la prima fereastră de transfer. Repet, este particular decizia și acum fiecare în funcție de momentul carierei și, nu știu, locul de unde este, pentru că sunt jucători tineri care până la urmă nu-i afectează foarte mult acest lucru, pot în continuare să joace, oricum salariul lor nu era unul foarte mare și e un moment bun să prindă mai multe minute. Dar sunt și jucători care au o cotă foarte mare, sunt deja sunați de 3-4 echipe și în condițiile în care primesc până în 20% din ceea ce merită sau, eu știu, le spune valoarea lor, e clar că nu vor rămâne și vor solicita încheiere amiabilă. Postul președinte al clubului, Narcis Răducan, a explicat că în această situație cel mai bine ar fi ca jucătorii să fie lăsați să plece de la Târgu Jiu. E mai sănătos din punct de vedere financiar, susține Răducan. Eu nu știu dacă rămâne vreunul. Cel puțin toți au venit la mine astăzi să au solicitat o discuție, vor veni agenții, doresc să încheie amiabil. După cum știți, regulamentul este foarte clar. În condițiile în care unul dintre ei pleacă acum, efectiv denunță contractul și trebuie să-i dai banii până la sfârșitul contractului. Deci, mai degrabă, este bine să-i lași să plece. Este greu pentru ei să înțeleagă situația actuală. În schimb, jucătorii tineri vor să rămână la Târgu Jiu. Nu vor mai fi greve în viitor. Cei care vor să plece o pot face. S-a promis un avans din salariul care l-avem de luat până la curent, urmând ca mâine, din câte am înțeles, să ne intre acel avans și vom vedea ce se va întâmpla de săptămâna viitoare, dacă vom primi și diferența sau nu și ceva urmă. Sunt șanse să jucați la meciul cu Astra? Probabil, se va juca. Cred că în ideea asta a fost și ținut acest dialog fiecare în parte, ca să vadă că totuși vor să ne dea o parte din bani. Acum fiecare cum își discută personal acea sumă. Deja foarte mulți dintre jucătorii de bază ai antrenorului Petre Grigoraș și-au anunțat agenții și sunt dispuși să plece de la Pandurii, chiar dacă nu mai au nici măcar siguranța că vor primi salariile restante.